Salut, prieteni, bine ați venit pe Lecții de Informatică, sunt Iosif Botnar și în acest tutorial video am să vă vorbesc despre controlul Rich Text Box. Puteți găsi acest control aici în Toolbox, în această categorie Common Controls și aici este acest control Rich Text Box. Îl puteți duce pe formular cu dublu clic cu partea stângă a mouse-ului sau să-l trageți cu partea stângă a mouse-ului pe formular. Eu utilizez aplicația din video tutorialul trecut, denumită Tool și Status Strips, așa că vă propun să, dacă doriți să înțelegeți ceea ce fac eu acum în acest tutorial video, să urmăriți acel tutorial, altfel va fi foarte greu să înțelegeți, pentru că folosesc aceeași aplicație din tutorialul trecut, doar că am adăugat aici la meniu această opțiune editare cu următoarele submeniu Undo și Redo. Undo va șterge, iar Redo va readuce ceea ce am șters și de asemenea pe bara de instrumente pe acest tool Strips am adăugat aceste două simboluri. Prima este pentru Undo, iar cea de-a doua este pentru Redo. Bun, și atunci haideți să scriem ceva cod. Ați observat că nu am tras acest control Rich Textbox pe formular pentru că îl am deja pe formular. Așa cum vă spuneam, utilizez aplicația din tutorialul trecut. Și ca urmare, din această cauză nu l-am mai pus pe formular pentru că este deja acolo. Ce vreau să vă arăt așa în acest tutorial, că puteți să utilizați o sumedenie de metode destul de utile în aplicații cu acest Rich Text Box și de aceea utilizez aceste două exemple pentru Undo și Redo, dar puteți utiliza și alte metode, Copy, Delete, Cut și așa mai departe. Bun, și atunci mă duc aici pe acest meniu editare, dau dublu clic pe acest submeniu Undo. Visual Basic mă duce automat acolo unde este această procedură legată de acel submeniu Undo și unde avem și evenimentul care va declanșa codul pentru a șterge ceea ce scriu legat de acel submeniu Undo. Și atunci voi scrie așa RCH citate, care este numele pentru controlul Text Rich Box. E vorba despre acest control, așa, și punct, după care undo și paranteze rotunde. Bun, același lucru fac și pentru procedura care este legată de sumeniu Redo, adică voi folosi denumirea pentru Rich Text Box. RCH citate, punct redo, așa, paranteze rotunde. Și tot așa puteți utiliza, după cum vă spuneam, o sumedenie de metode. Eu am utilizat doar aceste două exemple. Voi puteți să dezvoltați după aceea cum doriți aplicațiile voastre și cu alte metode. Bun, haideți să lasez în execuție formularul meu. Aici este formularul meu. Nu am nimic după cum vedeți în această cutie de text, în acest Rich Text Box. Observați că cele două opțiuni, Undo și Redo, în această bară de instrumente, apar activate, ceea ce nu este ok, pentru că de moment ce nu am nimic aici, n-ar trebui să fie activate. Și observați că mă duc deasupra lui Undo și apare acest text Tool Strips Button. Ar trebui să mă duc în proprietăți să schimb acest text, că nu apare prea frumos și mă duc în editare și la fel și aceste două sunt activate, ceea ce nu este foarte bine. Dar mai întâi haideți să scriu ceva, așa. Mă duc mai întâi pe bara de instrumente și dau click pe Undo. Vedeți că nu face nimica, mă duc și pe Redo, nu face absolut nimica. Și o să vedeți de ce, dar mă duc pe meniu pe editare, Undo, șterge, da? Pentru că eu deja am scris codul pentru Undo aici și din această cauză lucrează pentru meniu. Și acum mă duc din nou pe editare, mă duc pe Redo și apare ceea ce am scris. Deci lucrează pentru meniu, dar nu lucrează pentru barea de instrumente. De ce nu lucrează pentru barea de instrumente? Nu lucrează, dacă voi vă mai aduceți aminte, pentru că trebuie să aducem evenimentul atașat, de exemplu, pentru a undo pe această bară de instrumente în procedura respectivă. Așa, dau un click pe bara de instrumente pentru a undo, mă duc în Properties, mă duc pe Evenimente, mă duc aici unde este evenimentul, click pentru undo, click pe această seceată, da? La această procedură, undo.
Bun, și în acest moment, dacă eu mă duc în codul meu, pot să văd aici că s-a adăugat acest eveniment click pentru acest buton undo și în acest moment undo va funcționa, va lucra și tot așa pot să adaug aici în cod pentru redo. Nu este necesar neapărat să mă duc în bara de în fereastra de proprietăți. Așa este același lucru, punct click. Așa. Și acum ar trebui să lucreze în mod normal și bara de instrumente, dar haideți să mă duc să schimb aici în Properties, la text, să schimb acest text că nu arată frumos. Undo și aici redo. Bun. Așa. Haideți să lansez în execuție formularul. Bun. Haideți să scriu ceva. Da? Și acum hai să vedem dacă funcționează această bară de instrumente. Voi da un click pe Undo și observați, acum apare și textul Undo. Deci este mult mai rezonabil. Funcționează. Mă duc pe Redo. Observați că funcționează foarte bine acum. Mă duc pe editare. Undo, Redo. Undo aici. Mă duc pe editare, Redo. Așa, funcționează foarte bine. Dar ce nu este bine este faptul că atunci când nu am deloc text, aceste două opțiuni, Undo și Redo, apar activate, ceea ce și în meniu și în bara de instrument, ceea ce nu este bine. Și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să mă duc în Properties, să selectez una dintre opțiuni și mă duc aici la Enable și atunci am să pun False pentru undo, la fel pentru redo, mă duc aici pe editare, selectez undo și pun aici la enable false valoarea și pentru redo de asemenea false. Bun. Haideți să lansez în execuție. Așa. Haideți să scriu ceva text. Și dar mai întâi observați că în acest moment nu am deloc text, vedeți că sunt dezactivate ambele opțiuni, atât undo cât și redo. Și dacă mă duc în meniu, la fel. Așa, haideți să scriu ceva. Așa, observați, nu pot să le folosesc. Le-am dezactivat total și nu le pot folosi. Deci nu este bine. Ce trebuie să fac? Trebuie să scriu cod pentru a putea să folosesc aceste, atât bara de instrumente, cât și meniul. În urma dezactivării, în urma setării acestei proprietăți enable cu false, până la urmă, că acum sunt pe editare, dacă mă duc pe undo, are valoarea false. Și atunci trebuie să scriu cod. Așa, și atunci mă duc pe Rich Text Box, selectați deci acest Rich Text Box, mergeți spre Properties, mergeți pe Evenimente, și aici scrieți un nou eveniment pentru acest Rich Text Box, care are denumirea aceasta, deci RCH citate, așa, bară jos, așa, text change, exact acest eveniment care apare aici, să-l scrieți, așa, și Enter. Așa, vedeți că apare și în cod și atunci aici voi scrie următorul cod. Voi scrie mai întâi meniul pentru undo și aici proprietatea enable egal cu și voi scrie denumirea pentru rich text box punct și aici voi pune can undo. Așa. Și la fel pentru redo. Copiez și am să fac modificările de rigoare. Aici redo și aici redo. Și același lucru voi face și pentru barea de instrumente. Copiez pentru că codul este similar, numai că trebuie să schimb denumirile aici. Aici am buton și atunci btn trebuie să folosesc. Așa. Și aici la fel btn. Așa, acum ar trebui să lucreze. Haideți să vedem, haideți să lansăm în execuție formularul.
Așa. Observați cum sunt dezactivate opțiunile din bara de instrumente pentru undo și redo, la fel și în meniu, dacă mergem pe editare. Așa. Și atunci haideți să scriem ceva. Am scris, observați cum se activează undo. Pentru că în acest moment noi putem utiliza undo în bara de instrumente și la fel și aici în meniu. Voi da click, observați cum dispare ceea ce am scris și apare redo activat în bara de instrumente. Mă duc pe editare și apare activat și în meniu. Dar voi da aici click pe bara de instrumente și revine textul pe care am scris, îl șterg, revine, îl șterg, revine. Așa, mă duc pe editare, acum îl șterg, undo nu mai este activ, deci nu mai pot să folosesc, s-a dezactivat pentru că nu își are logica de a fi activat și atunci mă duc pe redo și în acest moment apare. Redo este dezactivat pentru că nu își are logica să fie utilizat și mă duc pe undo și așa mai departe. Bun, cam atât am avut de spus în acest tutorial video. Vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!